La 17 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Prematurității. Demersul pentru marcarea acestei zile a început în 2010 prin inițiativa Fundației Europene pentru Îngrijirea Nou-Născuților. A fost celebrată pentru prima dată începând din 2011. Prin celebrarea acestei zile se are în vedere creșterea conștientizării asupra riscurilor pe care le implică nașterea prematură. Scopul Zilei Mondiale a Prematurității este educarea mamelor în vederea diminuării anumitor riscuri care ar putea duce la nașteri premature și determinarea găsirii resurselor financiare pentru dotarea maternităților cu aparatura necesară acestor copii. Aproximativ 15 milioane de copii se nasc înainte de termen, înainte de împlinirea a 37 de săptămâni de sarcină. Acest număr este în creștere. Complicațiile care apar în situația nașterilor înainte de termen reprezintă principala cauza mortalității în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani. Aproximativ 75% dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin intervenții moderne și rentabile. Aparatura necesară include incubatoare, mese de resuscitare sau aparate speciale de testat hemoglobina și funcțiile vitale ale nou-născuților prematuri. Peste 60% dintre cazuri se înregistrează în Africa și în Asia de Sud. În țările sărace, aproximativ 12% dintre bebeluși sunt născuți prematur, față de 9% în țările mai bine dezvoltate. Printre factorii de risc care pot genera o naștere prematură se numără fumatul, consumul de alcool, utilizarea medicamentelor, regimul alimentar, stresul, vârsta de peste 35 de ani. Ziua Națională a Copilului Prematur din România a fost instituită prin legea numărul 189 din 2020, publicată în monitorul oficial, numărul 767 din 21 august 2020. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional la 27 iulie 2020. Ziua Națională a Copilului Prematur din România poate fi marcată de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de organizațiile neguvernamentale, prin organizarea de evenimente dedicate copilor prematuri, potrivit articolului 2 al legii. În săptămâna care include data de 17 noiembrie, Ministerul Sănătății prezintă în fața Comisiilor de Sănătate Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților un raport privind situația copiilor prematuri din România, precum și progresele înregistrate în acest domeniu, potrivit articolului 3 al legii 189-2020. În România, la 30 de minute, se naște un prematur cu probleme neurologice motorii, neuromotorii. În contextul pandemiei cu noul coronavirus, Asociația Prematurilor a demarat proiectul sprijin pentru personalul medical și nou născuții din maternități, echipamente de protecție și de aparatură împotriva COVID-19, de susținerea comunităților și grupurilor vulnerabile în criza cauzată de coronavirus. Asociația Prematurilor este organizația neguvernamentală din România pe chestiuni de prematuritate acreditată în conformitate cu prevederile legii numărul 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârznice din România. În România anual, mii de copii născuți prematur rămân în afara sistemului medical și nu primesc îngrijirea neonatală necesară. România dispune de 20 de maternități cu dotare performantă, dintre care 7 sunt amplasate în București, unde secțiile de terapie neonatală sunt aglomerate, potrivit datelor organizației Salvați